Cele două paciente cu vârste de peste 50 de ani suferă de anevrism cerebral. Anevrismul este o dilatare ca un sac, ca unei artere, cauzată de slăbirea peretelui acelui vas. Poate fi localizat oriunde în corp, dar cele cerebrale pot avea consecințe grave, fie secundar compresiei pe care o realizează asupra nervilor cranieni, sau se poate rupe provocând un accident vascular cerebral cu risc mare de deces. Malformația anevrismală apare și se dezvoltă de la naștere. Deci este o chestie care se dezvoltă de la nașterea pacientului. Ea este influențată însă de anumiți factori, cum ar fi hipertensiunea, fumatul și sexul feminin, care influențează la un anumit moment dat dezvoltarea lui. Deci o malformație care te naști cu ea. În cele două cazuri rezolvate la Centrul de Excelență în Cardiologie și Radiologie Intervențională de la Spitalul Județean Suceava, anevrismele sunt poziționate pe artera carotidă internă, în locuri unde nu se putea interveni clasic, așa că s-a apelat la radiologia intervențională minim-invazivă. Pe imagini se observă formațiunea anevrismală anormală, care se încarcă cu contrast. La nivelul ei am ajuns cu ajutorul unui cateter și a unui microcateter. Și acum o să trec următoarele imagini. Asta este procedura de deschidere a dispozitivului, care este un dispozitiv de tip flow diverter, care face ca sângele să ia drumul normal prin vas și să nu mai alimenteze formațiunea anevrismală, el ajungând să se deschidă complet în fața anevrismului, substanța de contrast stagnând, și este efectul pe care am dorit să-l obținem. Rezultatele finale se vor putea observa peste aproximativ 3 luni, când formațiunea anevrismală va fi complet izolată. În cazul uneia dintre paciente cu un anevrism gigant de peste 3 cm, pleoapa ochiului drept este complet căzută, ca efect al presiunii, însă își va reveni în aproximativ 3 luni, tocmai pentru că asupra acestor două cazuri de anevrism nu se putea interveni clasic. Pacientele prezentau riscuri foarte mari. Există un risc de 1% pe an ca ele să sângereze. În momentul în care ar fi sângerat la dimensiunea asta de anevrism, sângerarea ar fi fost fatală. Mai mult, pentru că procedura a fost minim invazivă, externarea se face la doar câteva zile după intervenție. Avantajele sunt foarte mari, dar nici costurile nu trebuie neglijate. O astfel de intervenție, care durează aproximativ 2 ore și jumătate, costă între 13.000 și 15.000 de euro. În aceste două cazuri, parte din costuri au fost suportate de Consiliul și Spitalul Județean Suceava. Cele două intervenții pe creier de la Suceava sunt nu doar o premieră pentru Spitalul Județean, ci pentru întreaga zona Moldovei. Aceste intervenții pentru prima dată au fost făcute în urmă cu 2 ani de colegii din Târgu Mureș, iar până la ora actuală au fost puse 7 astfel de dispozitive la nivel cerebral. Cele două de ieri sunt o bucurie pentru mine ca profesionist în neuroradiologie intervențională, dar și pentru întreg colectivul Spitalului Județean, putând la nivelul unui centru județean să facem astfel de intervenții. Intervenția a decurs foarte bine, a durat în medie 2 ore, 2 ore jumătate și au fost realizate împreună cu un coleg din Italia, de la Universitatea din Messina, doctorul Rosario Papa.